În prima seară a festivalului și echipa televiziunii Alpha Media a fost acceptată în culise, însă, pentru că probabil s-au văzut nemulțumirile și neregulile în ceea ce privește organizarea festivalului, surprizele nu au încetat să apară. Din senin, în a doua seară de concurs, echipa Alpha Media nu a mai fost primită în culise. La gala laureaților, polițiștii locali au impus o limită de acces. S-a înțeles a fi pentru toate televiziunile, însă nu a fost chiar așa. În momentul în care pentru unii s-a permis accesul, iar pentru alții nu, jurnaliștii televiziunii Alpha Media au cerut explicații. Așa zisul om al legii, care nici măcar nu era îmbrăcat în uniformă, a declarat că așa a primit ordin. A zis tot pulești, mă, ții. Deci sunt șeful, nu se pute la noi. Sunt șeful. Hai să dacă nu vreți să ne înțelegem românești și văd cum ținuți pe dumneavoastră. Funcția dumneavoastră, ce sunteți dumneavoastră? Că sunteți în civil, totuși. Vreau ca să știu, acum sunteți în timpul programului dumneavoastră? Da, sunt în programul. Da? Și unde sunt hainele dumneavoastră? Unde este uniforma dumneavoastră? Stați așa, că imediat vă... Ok. Sunt oară... Și mai e o chestie. În condițiile în care s-a terminat festivalul, ce puteam să Can we do the interview after the autograph, please? Because otherwise people will be gone. Așadar, pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Toate încercările de a primi un răspuns din partea reprezentanților instituției au eșuat. Oricum, în vreme ce polițiștii locali interziceau accesul echipelor Alpha Media în culisele festivalului Dan Spătaru, bunurile de pe domeniul public s-au distrus. Rămâne ca dumneavoastră, stimați telespectatori, să trageți concluziile.